s-a supărat puțin Săpunarul, pentru care deja acordă titlul FCSB-ului. Ba, vabbè, normale, asta è chestia di carattere, normale, are sânge rapidiste in vena și e normale che când aude che tocca lumea așa cum vorbește de bine, dar asta e meritul FCSB, e normale che uno era superato așa. A zis ca capitan che il campionato și eu sunt d'accordo con lui, Iella, dica, nu crede că e un campionat deja terminat, cum e toată lumea, dar știți cum e. Fiecare când ne-l dau și pe noi trei luni că am castigat, că am jucat bine, parcă eram cine știe ce, după vom veni în momente și mai grele, cred eu, speram, dacă nu, și-o spalaria. Meciul, da, se joacă, campionatul se joacă până la capăt, și noi cu celelalte echipe, dacă se scurtează de, nu știu eu, spunem așa, 11-4-5 puncte, riuscim în aceste 7 meciuri, nu e ușor, 4-5 puncte, să micșorăm distanța, cred eu că se intră cu jumătățire, după se joacă. Eu, ca experiență, am avut asta cu Craiova, că am venit la Craiova după 2 meciuri de play-off, no? Era 8 meciuri au rămas și era CFR, era la 4 puncte de Craiova și am ajuns că l-am depășit. De exemplu, după am pierdut titlul pe masă, ne jucând de un meci, oricum nu jucând de un meci de play-off. Dar, adică se poate întâmpla, pentru că în play-off după depinde, iată, la sfârșitul campionatului, depinde de cum ajungi fizic, mental, cu suspendare, cu accidentare. E normal, e un altro, cum spun, un altro mini campionat. Eu nu aș da sincer, dar nu pentru că sunt antrenor rapid, nu mai de o directă concurentă, dar nu aș da sigur FCSB că a castigat titlul. Dar e chiar că acum merită primul loc, dar noi suntem încrezători că putem scurta, micșorăm distanța.